Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă vă îngrijorează cumva pensia, avem soluția. O pensie de 5.000 de lei, bani în mână, pentru o lună de muncă. Ne băgăm? Sunt deja acolo. Cum se face? Luați un pix și notați. Mai întâi de toate se inventează un sistem de calcul al pensiilor aparte, valabil numai pentru unii. Adică, dacă tot fraierul, ca noi de exemplu. Adică noi, da. Da, noi. Noi și alți fraieri ca noi. Deci dacă tot fraierul trebuie să muncească, ce să zic, 35 de ani minimum, ăsta este stadiul minim de cotizare, complet, 35 de ani, ca să ia o pensie tristă, calculată în funcție de contribuția strânsă de la fraier pe toată durata vieții lui de muncă, avem niște premianți care se pot pensiona mai repede, după 25 de ani, să zicem, de activitate, iar pensia se calculează după o formulă specială, care are legătură și cu veniturile încasate în ultima lună de activitate. Pentru că formula e specială, îi se mai spune și... pensie specială. Extraordinar! Băi, nici n-au avut multă inspirație, dar cum să-i zicem noi dacă e formulă specială? Pensie specială, bravo, tare de tot. Rezultă că avem, pe de-o parte, pensionari comuni, neinteresanți, tip fraier, și pensionari speciali, care sunt, trebuie să recunoaștem, deosebit de interesanți. Nu noi. Astfel, nu noi. Un domn judecător din Constanța, care are 50 de anișori, mulți înainte, încasează din această toamnă o pensioară specială de 32.000 de lei net pe lună. 6.400 de eurici, bani în mână, dacă vreți calculul. Interesant e că pensioara aceasta de 32.000 de lei net pe lună e mai mare decât salariul pe care l-a avut domnul judecător în ultimul an de activitate, era 22.000 de lei net. Și mai interesant aici e că pensia medie de fraier comun, fraierus comunus, muncit toată viața, este de 2000 de lei în România. Pensia medie e de 2000 de lei. Deci vedeți, dacă tot românul pierde la pensie, în sensul că după ce muncește și contribuie o viață, statul îi dă la pensie maximum jumătate din ce lua ca salariu, există români speciali care primesc chiar și cu 30% mai mult la pensie față de salariu. Se poate, vă rog, să mă pun și eu rău cu judecătorii din România? Băi, eu pe asta nu înțeleg. Adică astea cu pensiile speciale, ok. De exemplu, la Ministerul de Interne, la Ministerul Apărării, la SRI, ăștia care trebuie să stea, n-au voie să plece din țară, n-au voie să meargă într-o vacanță fără să anunțe, trebuie să fie mereu la dispoziție. Dar să zici că, hai, se justifică cumva... Bă, dar judecătorii, eu, în cărți, judecătorii erau bătrâni. Adică judecătorii, din câte știu eu, au vacanță vara ca noi. S-a întinerit. O lună, că e vacanță judecătorească. Adică... S-a întinerit publicul. S-a întinerit lot. Știi, adică ai vacanță o lună. E categoria commercial, 18-49. Practic, înțelegi? Ideea e că vreau să-mi încurajez copiii acum să se facă judecători. Băi, știu că nu e ușor, atenție, nu, hai să fim serioși, da, e greu, nu e... Și sigur, trebuie să iei decizii de care depinde... Tot respectul pentru oameni. Profesie, tot respectul pentru magistratură. De ce așa repede? Adică... Dar unele lucruri poate ar mai trebui reglate, mă gândesc. Da. Bun. Secretul domnului, care este... Secretul domnului judecător este că în ultima sa lună de activitate s-a transferat la penitenciarul Poarta Albă, ca judecător de libertăți acolo, unde a luat sporuri și bonusuri, scrie Press Hub. La calculul pensiei s-a luat în calcul venitul din această ultimă lună de activitate, ceea ce i-a crescut pensia cu numai puțin de 5.000 de lei. O lună de activitate plus 5.000 de lei. Adică numai creșterea asta, 5.000 de lei, este o sumă de două ori și jumătate mai mare decât pensia medie din țara asta. Doar creșterea. Dar altfel, apropo de domnul Luca, care se gândește să-și îndrepte copiii spre asta, să știi că este prigoană mare cu noua lege a pensiilor speciale în breasla magistraților. Vă reamintesc, potrivit noii legislații, magistrații nu se vor mai putea pensiona mai devreme de 60 de ani. Ceea ce e foarte nasol. E adevărat, această prevedere va intra în vigoare abia din 2062. Adică peste 39 de ani. 39 pică, nu? 39. Da. Dar oricât gestul contează, bieții copii de astăzi care vor să se facă judecători, deci Ștefan și Răducu, nu va mai fi interesant. Trebuie să știe că va fi foarte greu. Vor trebui să muncească până la 60 de ani. Românii vor munci până la 90 de ani. Atunci, da. E corect.
Mai sunt și alte nenorociri în domeniu. De pildă, se taie sporurile de condiții vătămătoare la judecătorii Curții Constituționale a României. Adică, de pildă, în cazul președintelui CCR, domnul Marian Enache, sporul de condiții vătămătoare de muncă se taie de la 7.000 de lei la 1.500 de lei. Deci, practic, l-a rupt la fluturaș pe domnul Marian Enache. Așa e. Acum eu sper că îi dau și supliment de lapte, măcar, la, ca la mineri. Să dă iaurt ceva, ca să mai reducă din efectul condițiilor vătămătoare cu care se luptă dânsul în birou dânsului din centrul capitalei, săracul de dânsul. Slavă cerului, rămân totuși celelalte sporuri. 5.800 de lei spor de stres. 1.200 de lei spor de confidențialitate. 950 de lei indemnizație de doctor în științe. Ăsta sporul de confidențialitate. Dacă nu i-ar da aia 1.200 de lei, domnul Enache ar publica pe Facebook toate secretele. Umblă singur și vorbește prin oraș. Da. Dar așa, nu pot, domne, că am 1.200 de lei, nu vă zic nimic. Bă, dacă nu mi-ar da ăștia 1.200 de lei, tot aș zice. E bine totuși că domnul judecător de la CCR au judecat că e ok să cumuleze pensia cu salariul, astfel încât mai compensează din tăierea sporului de condiții vătămătoare la ei în birou. Adică, e adevărat, pierd acolo câteva miuțe de lei, dar păstrează celelalte câteva miuțe de euro. Se compensează. Adică, domnul președinte al Curții Constituționale ridică o pensie specială de 7.500 de euro, mas o menos, și un salariu special de peste 5.000 de euro. Și niște sporulețe, astea se reduc. Un alt judecător de aici are un salariu de la CCR de 4.500 de euro și o pensie specială de 6.600 de euro. Altul încasează salariul de la CCR de 4.500 de euro și pe lângă asta o pensie specială de 6.500 de euro, reamintește Newsweek.ro. Deci numai pensionarea, acolo e clubul pensionarilor la CCR și toți speciali. Unul nu vine din, știi, sistemul ăsta comun. De stat, de, nu, unul nu e fraier comun, ca să zic așa. Și eu propun în condițiile astea, prieteni, că articolul 16 din Constituție, care prevede că toți cetățenii sunt egali în fața legii, să fie modificat astfel. Adică să aibă o adăugire. Cetățenii, să scrie așa, cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și discriminări, și să se adauge. Cu excepția cetățenilor speciali, care sunt mai egali decât cei comuni și trebuie recompensați pentru asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.